A fost încă o noapte de foc în Ucraina. Explozii puternice au fost auzite în apropierea Kievului și a altor mari orașe din țara vecină. Oamenii au fost nevoiți din nou să-și părăsească locuințele și să se ascundă în adăposturile antiaeriene. Direct de pe front, șeful armatei ucrainene spune că a reușit să respingă atacurile invadatorilor. O victorie de etapă clamează însă și partea rusă. Ar controla complet spațiul aerian al fostului stat satelit al Moscovei. Bilanțul victimelor crește și el de la o clipă la alta. Alarmele au răsunat în capitala Kiev și în Harkov, al doilea oraș ca mărime al țării. Au fost lupte grele la periferia celor două metropole. Armata ucraineană a reușit însă să respingă atacurile rusești. Gărzile civile și populația locală recent înarmată de autorități sunt parte a strategiei de apărare a capitalei. Fostul campion mondial la box și actualul primar al Kievului a ținut să transmită un mesaj direct soldaților ruși. What you would tell to Russians? Go back home. You have nothing to find here. We hope this night will be quiet. We hope the Russians take the decision, move back to Russia. They nothing to find here in our home. But I see so many people. We everybody proud of our army of Ukrainian who defend our city, defend our homes, defend our family, and respect for everyone. Everyone ready to fight. La fel a făcut și președintele Zelenski. Lăsați armele jos și plecați. Nu credeți în ce vă spun comandații voștri. Pur și simplu plecați. Întreb mamele, copiii, tații din Rusia. Mii de soldați de-ai voștri au picat deja. Pentru ce ați venit? De ce ați venit? Cele mai aprige lupte au avut loc la nici 30 de kilometri de Kiev. Înregistrări video surprind clădiri în flăcări în orașul Cernigău. Sunt o nouă dovadă că forțele rusești lovesc inclusiv ținte civile, susțin oficialii ucraineni. Analiștii militari susțin că ofensiva rusă a început să se împotmolească. Deocamdată, dovezile sunt anecdotice. Un tank abandonat de forțele invadatoare se tractat de un tractor. Ar fi vorba de un furt, iar autor ar fi câțiva membri ai comunității rome din Ucraina.